ce face un român când ajunge la cercul polar? O gură de pălincă. Sărbătorește. Sunt un pescăruș, ba nu, un îngerat. Stând aici, la un moment dat, ce să vezi, mă ved cu Smiley. Bună, Smiley! Sofia! Aterizarea la Moș Crăciun. Sofica, unde ai ajuns? Doamnelor și domnilor, rămâneți în vorbă să vă așeze la scurgea de siguranță cu plate până la stingerea arselor de gazi centurile. Latonia se întâmplă de aici spre nord. Îmi spunea și comandant că în ziua este foarte scurtă, această perioadă doar 2 ore. Iar dacă am merge spre nord, e noapte permanent, iar vara se schimbă lucrurile venind de soarele de la miezul nopții, dincolo de cercul polar. Cu cât ești mai la nord, cu atât ai mai multă lumină, vara și acum întuneric. Cât de drăguț! Hello. Go. No. Aș ajunge la tine, dar nu pot. Stând aici, la un moment dat, ce să vezi, mă ved cu Smiley. Bună, Smiley. Ce faci, Smiley? Dar ce plete ai? Clar, n-are chef. Tovarășul nostru de drum. Prin traficul din București. Ia uite cu cine mă întâlnesc. Doamne, dar ce trafic e în București. Ia. Wow. Mă întâlnesc cu Smiley. De unde vii la ora asta? Vii cu haina șifonată și părul deranjat. Rudol, ce faci? Te caută pe Moș Crăciun. Ce face un român când ajunge la cercul polar? O gură de pălincă. Sărbătorește. Hey everybody, and welcome to my camp. Is this your first time in Lapland? Yes. Very good. I have a little antlers for you. Big antlers. Yes, I have 3 daughters, so it looks good. Oh, Leo. The bad spirit n-am voie să fac caz duș. Trebuie să dispară de la sine aceste semne. Și este tradiția Macronia. Am niște coarne senzații. Și aici a fost inițierea. Acasă la Moș Crăciun. Sunt un pescăruș, ba nu, un îngerat. Ce bine, ce bine e zăpadă. Să vedeți unde vin scrisorile către Moș Crăciun. Unde ajung ele într-un final, copii. Așa că scrieți în continuare, credeți în Moș Crăciun. El le primește pe toate. Încercăm să intrăm înăuntru. Ia.
și nebunie încercăm să ne uităm pe, pe geam. Ia să vedem unde ajung scrisorile. Ia. Uitați, acolo ajung. Vezi? În Santa Parme, unde stă Moș Crăciun. Care e ca o peșteră. Deci e fost adăpost antiaerian. Este minunat aici, uite, asta, să vedeți. Maria, bate, bate la ușă. Vreau să bate. Take some snow with you. Yeah, or be yes. As much as you want. So we have enough till today. Until the end. Don't forget us until the end. Thank you. Totul este alu Santa, Santa Pizza Burger, Santa's Snow Wine și piesa de rezistență. Santa Chocolate and Candy Shop Artist. Bradul de Moș Crăciun, atât de simplu. Și uite, casa de Moș Crăciun.
uitați-vă cât e rând. Deci acolo se intră înăuntru. Vedeți? Și rândul continuă. Uitați. Afară. Afară, afară, afară. Încolo, încolo. Uitați. Acolo este capătul rândului. Se preconizează că acest rând, până ajung la moșul, are cam 4 ore. Așa că mi-a fost norocos. Uitați-vă, gardul. Gardul e tot ridicat din zăpadă. Și fiți atenți ce o susține. Aceste roți de căruță vechi. Suntem la vânat de aurore boreale, de fapt de auroră boreală. Ia uite, uite ce loc, cum se vede. Mamă! Eu! Și că trebuie să mergem pe marginea lacului, care e la vreo 300 de metri și acolo o să vedem. Oricum, avem prima condiție, anume să fie cerul senin și este senin cerul. Hai să vedem, poate avem noroc, ci că sunt 10% șansă. Zăpadă, zăpadă, zăpadă. Ia, mergem pe marginea lacului. Întocarea aurorei boreale. Cerul este foarte senin, nu știu dacă se vede ceva. Sunt tot felul de grupuri pe malul lacului. O să-i vedeți după vestele reflectorizante. Vedeți? Acolo sunt oameni. Și acolo sunt oameni. Toți așteaptă. Toți așteaptă apariția aurorei boreale. Avem 10% șanse. Prima condiție există. Cerul este senin. Ia, hai să vedem. Am tot căutat-o, am stat vreo oră și, din păcate, copii au înghețat de frig, așa că plecăm pe data viitoare, nu știu când va fi. Dar sunt sigur că viața asta o să o văd cândva undeva. Auroră dragă, te bucur cu drag. Una, două mașini, trei, și chiar tot atât. Extraordinar. Hai că la următorul trecem. So, in 3, 2, 1, în cursa! Yeah! Yeah! Whoa! Doamne, cât adrenalină! Ia uite! Wow. Și mergând așa pe jos, iată ce vedem. Un iglu. Ia! Și aici sunt bucăți de gheață. Ia uitați! Mamă! Ia! Wow! Ia! Ce senzație! Mi-am luat o casă, vedeți, tot mai în spate, și am și vânat ceva. Am fost la vânătoare, dar n-am vânat două căprioare. Yeah. Pomana cărnatului, în curtea casă. Ce că ești un bun vânător. Aici aleargă cârnați prin pădure și atunci am prins vreo doi. Ce spectaculos se vede pod.
este podul. Crăciun fericit!